Bieți a adormit. Iată, iată, asta este șansa cea mare. Gata, Betty. Vei rămâne fără părul tău lung și frumos. Ce păr lung și frumos. Irăcica, ce-ai făcut cu părul meu? Mi l-ai tăiat? Hei, bună prieteni, sunteți pe canalul lui tata Andrei Savciuc Live și noi cu Betty am venit cu o explicație și cu continuarea pentru videoclipul de pe canalul meu Irăcica Info, unde eu i-am tăiat părul lui Betty. Da. Iată părul pe care i l-am tăiat, vedeți? Iată, cam mulțișor. Să știți că Betty nu s-a supărat deloc pe mine, chiar deloc, iar faptul că eu am încercat de mai multe ori a fost doar pentru amuzament, eu nu aveam de gând să-i tai toată coada, Doamne ferește. Clar. Betty avea de gând de mai demult deja să-și tundă puțin părul, numai că nu știa cum se hotărască, adică era așa, știți, pe gânduri, dar Betty te gândea și nu știa cum se hotărască odată să meargă la frizerie să-și tundă părul. Și eu am zis, puțin să o împing către acest pas, să-i dau așa, știi? Să-ți dau ca o idee micuță, zic, iată, stai puțin din păr și acum Betty, cu siguranță, în curând va pleca să-și taie păr deja, da? Da. Imediat da. O să vă arăt că nu este absolut nicio diferență și părul lui Betty a rămas tot atât de frumos și de lung ca și înainte, dar videoclipul s-a ieșit foarte amuzant, zici că eu eram o hoțomancă de aceea care, știi, de permanent, după tine, permanent mergea și... geloasă. Da, și geloasă și invidioasă pe părul lui Betty. De fapt, să știi că sunt puțin. Puțin sunt invidioasă, dar e invidie albă, fiindcă îmi place foarte mult părul lui Betty. Și a mea, uitați-vă, ia puneți părul tău în față. Să vedem, știi diferența? Așa. Stai, uitați-vă. Uitați-vă, a mea și a lui Betty. Dar ei este și mai des, și mai lung, și mai strălucitor. Dar ce să-i faci? Fiecare cu norocul lui, da? Oricum mă bucur că Betty are așa un păr frumos. Nu am fost foarte răutăcioasă. Betty nu s-a supărat pe mine. Nu-i așa, Betty? Da. Haideți să vă arătăm acum că părul lui Betty a rămas tot atât de frumos și nu s-a stricat, să spunem. Nu s-a schimbat deloc. Nu s-a schimbat. Așa, vai de mine, Rapunzel din România. Iată, vedeți? Practic nimic nici nu s-a schimbat. Părul lui Betty este ondulat, așa, foarte frumos. Iată, bucățica asta nu a schimbat nimic. Nu e așa? Da, poate nu se vede că e ondulat. Poate, din cauza asta nici nu se vede. Adică așa arată părul lui Betty și tu cam până unde vrei să ți-l tai? Măcar atâta. Da, ia stai să vedem. Cred că dacă măcar atâta, cred că uite așa, să fie drept, dacă e la tine vine nu drept, vine scăriță cumva, e, da, mai sus, mai jos, mai sus, mai jos. Iată, da, dar... Eu când eram mai mică, eu chiar îmi tăiam părul. Fără singură? Da. Eu odată mi-am tăiat singură breton, iată așa din ăsta. Mi-am tăiat așa. Eu aveam ceva o gumă. Iată așa din ăsta mi-am tăiat breton și am dat cu așa breton până la vreo 6-7 ani. Eu aveam cândva o gumă și era gen aici și a trebuit să-mi tai cam atât. Ha, vai de și asta e bucățica care a crescut. E, părul nostru a trecut prin multe chestii. Eu deodată am fost la mine încălcit foarte mult aici la ceafă și am fost la frizerie și nu a putut să mi-l descălcească și mi l-a tăiat. Și mi-a lăsat așa, știi, puțin, nu puteam să-l strâng în coadă normal, că îmi rămânea păr scurt la ceafă. Dar nu-i normal. Știu că nu-i normal, dar așa, a crescut apoi. Și acum văd că e frumos. Foarte ciudat. Părul nostru cu Betty chiar a văzut foarte multe. Dar mi-a fost și mov. Da, eu credeam că roza era mov, da? Tot părul mov, vă dați seama, a fost scurt așa, Laura, o vreme. Laura credea că eu vreau să-mi pun doar o șuviță, dar nu, trebuia să mergem de două ori ca să cumpărăm mai multe sticle. Doamne ferește! Țin minte că Betty o vreme era iată așa cu păr scurt, foarte, foarte scurt, apoi puțin mai lung și apoi iată, vedeți cât de lung? A meu, de exemplu, eu doar odată am fost tunsă foarte scurt, așa, și am făcut și un videoclip. Am avut șuvițe albe care apoi erau cam galbene și cam atât. Mai multe experimente nu am făcut cu părul. Numai așa cazuri de genul când mi-l tăiam. Mi-am tăiat odată fiindcă mi-a rămas o gumă, odată că iar s-a încălcit din coadă.
Deci foarte multe chestii au suferit bietul nostru păr. Deci am explicat situația cu acel videoclip. Dacă încă nu l-ați văzut, priviți pe canalul Irăcica Info, cum eu i-am tăiat părul lui Betty. Puneți like-uri dacă v-a plăcut videoclipul acesta și videoclipul acela și like-uri pentru părul lui Betty, că merită like-uri așa frumusețe de păr. Și pentru acesta. Da, și pentru acesta care s-a riscat pentru acest. O să-l iau cu mine în Moldova. Amintire. Dacă amintire de la Betty. Abonați-vă la canalul lui Betty, Betty El Club, pe canalul lui tata Andrei Savciuclaș și pe canalul meu Irăcica Info. Pe curând și până la video următor. Pa, pa! Pa!